Bună seara, hello, здравствуйте, eu sunt Iliușa, voi urmăriți interviu. Invitatul serii de astăzi este Alex Iordache. Alex, bună seara și bine ai venit! Bună seara, bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Cu plăcere, tu ești în sezonul de nunți, am... Nu. Sau gata, s-a terminat, s-a sfârșit. Da, se sfârșește sezonul de nunți, mai am o singură nuntă și după asta următorul sezon începe de pe 7 ianuarie. Înseamnă că eu te-am prins într-un moment potrivit. Între nunți și între lucruri de footage, de redactare și de chestii care țin de viitorul apropiat. Corect. Spune-mi, te rog frumos, o chestie. Ți-ți plac nunțile cu mătriile? Bună întrebare asta. Mie îmi plac momentele în care oamenii sunt fericiți și eu sunt alături de ei și surprind în fotografii pe care le las în arhivele lor, pe rafturile lor, în albumele lor, pentru secole și pentru mulți ani înainte. Hai, nu pentru secole, dar pentru mulți ani înainte. În sens că pentru mine, indiferent dacă asta e nuntă, o zi de naștere sau o tusofcă, dar e foarte cool că oamenii își dau evenimentele astea pe mâna noastră, pe mâna mea și a echipii mele, și mie îmi plac nunțele și cum întreb. Dar cât de des tu te duci la o nuntă ca un invitat simplu, fără să ai neapărat foto? Anul ăsta am fost de două ori, dar asta e mult. Ok. Dar, de exemplu, asta a fost săptămâna trecută la o nuntă la un prieten, dar n-am putut să stau și, de exemplu, primul dans eu l-am fotografiat. Eu sper cu telefon. Nu, cu aparat foto. Și normal. Da, și pe lângă asta... Ești ca om. Da. Și pe lângă asta eu mai am un aparat mititeluț, un Fujifilm, și n-am putut să nu fac o serie de fotografii cu el și bănuiesc că de acolo o să aibă niște fotografii și pentru albume Alex și cu Maria. Din banii pe care i-ai pus la masă ai scăzut usluge. Urmează. Am înțeles. Anual, la câte nunți cu mătrii tu participi cu job-ul tău? Într-un an, de obicei, noi ne-am pus scopul ca să nu depășim cifra de 35 de nunți. Pentru că noi tare vrem să fim creativi, noi tare vrem ca să nu avem 3 evenimente unul după altul și atunci când te duci la următorul, ultimul eveniment, tu de fapt nu mai ești acel om care ești la primul. Și pentru mine e important ca noi să livrăm sau să încercăm să fim tot timpul la nivel. Și de asta noi am ales să avem mai puțini evenimente decât au alți fotografi, alți colegi de-ai mei. Dacă ar fi și mai puțini, ar fi și mai bine, dar asta ar însemna un fel de problemă pentru buzunarul meu. Cu mătrii, dacă sincer nu le număr, dar anul ăsta am avut vreo 15, cred. Dar e foarte straniu când spui nunți cu mătrii. În sensul că în Moldova, sau cel puțin în Moldova cel puțin, să fii fotograf de nuntă sau de cu mătrii nu e deloc prestigios. Și eu cu echipa mea încercăm să demonstrăm că de fapt nu e atât de rău să fii fotograf de nuntă. Pentru că fotografiile tale, fotografiile mele ca fotograf sunt apreciate din cerc foarte îngust de oameni și de asta nu e prestigios. De asta mulți... e unicul motiv? În mare parte da, în sens că tu nu poți să scoți un produs de care să bucuri jumătate de glob la un moment dat, de exemplu. Pentru că eu pot să fac fotografii strict pentru un cuplu și încă 100 de oameni care vin la nunta lor. Ok. Asta e ce te ocupi tu. Eu nu cred că există vreo profesie care nu e... de care trebuie să fie cumva într-un fel rușinit. Adică banii sunt bani și tu nu furi. Ești într-un, nu știu, oricare eveniment și vine: bună ziua, eu sunt Alex, sunt fotograf sau eu sunt jurnalist. Și nu știu cum se prezintă ei. Bună ziua, eu fac secrei, de exemplu. Da, grăbă fiecare ce-mi treacă. Și în cazul ăsta mă gândesc, eu sunt mult mai norocos, știi? Ca tare, da. Hai să vorbim despre fotografie la, la foarte general. Tu de când, de câți ani, de fapt, te ocupi de fotografie? Eu fac fotografii de o leacă mai mult de 7 ani. Și am început asta lent, foarte... Nu eram sigur că o să fac neapărat fotografii, dar termenul care din când sunt eu fotograf, de când mă țin minte cu camera în mână, aproximativ 7 ani.
Și cum asta s-a întâmplat? Adică tu ai umblat la cursuri sau tu ai nimerit în flow-ul acela de oameni? Nu, eu foarte greu am nimerit în flow-ul acela de oameni. Okay. Pentru că eu vin de la sat. Eu am fost cu vaca, cu căprele. Și eu când am venit în Chișinău eram un tip foarte complexat și pentru mine era tare greu să vin la un om care știe fotografie și să-i spun învață-mă niște lucruri, pentru că eu tot timpul credeam că nimeni nu o să aibă interesul sau să mă scui pe noi cine ești tu, ai venit să te învăț fotografie. Și din cauza asta eu am avut o creștere foarte lentă. Pe lângă asta, eu nu știam de unde să mă inspir, știi? Dar eu am început de la mine din sat. Țin minte, noi am avut o perioadă foarte grea în familie la un moment dat, când noi, tata a fost nevoie să plece de acasă. După asta, când la noi familie a început să se schimbe lucrurile un pic, tata țin minte că a cumpărat o cameră de filmat, de asta familiară. Țin minte că am dat o grămadă de bani pe dânsa, pentru noi era un sac de bani. Și noi ne jucam cu camera asta pe acasă, după care, la un moment dat, eu ne-am dat seama că eu pot să-mi găsit un program care se numește Pinnacle, nouă, versiunea ți-am zis acum, pentru 10 trebuie să dau bani, pentru nouă găsesc nu știu unde. Și eu ne-am dat seama că eu pot să montez, să fac de asta video-uri. Și era doar strict stick-ul ăsta cu fotografie, pentru fotografie, de fapt, pe care puteai să înregistrezi un video de foarte proastă calitate. Dar era mini DV în interior și pentru mine a fost complicat. Eu nici nu știam ca lumea cum să ajung la Chișinău. Pentru mine a fost greu ca să găsesc cum eu să scot de pe mini DV-ul ăsta, caseta asta metitic. Și până într-un final am cumpărat plata asta, cineva m-a ajutat cu asta. Eu am început să filmez la grădiniță. Îl țin minte și acum, prima zi când eu m-am dus în fața la toate mamele și toate mamele foarte serioase, trebuie să... Da, la noi rar se întâmplă când ești în fața unui public și toți te aștepți foarte zâmbăreț, știi? Mai ales când trebuie să le vinzi în produs. Și eu trebuie să le convinc că eu sunt cel care trebuie să le filmez copiii la fiecare eveniment de la grădiniță. Și așa s-a început. De fapt, am început să filmez până în momentul în care eu am crescut prețul prea tare și s-a fiscat un scandal și eu... Du-te la Chișinău și nu te băga în bala. Da, și așa și-a fost. După asta eu trebuie să plec la Chișinău, am plecat la învățătură, dar între timp eu avusem o prietenă care a fost în America și a venit acasă și eu cumva am ajit-o ca să-mi dai vreo $600, pe care, de fapt, după asta nu i-am întors eu înapoi, am întors bunialul meu, pentru că eu nu puteam să-i întorc, eu eram prea sigur pe mine. Și eu am cumpărat un aparat foto din cel mai scump magazin, m-am dus în Bomba și m-am ales de pe raft un aparat foto, dar eu pe atunci credeam că e suficient, știi, că el are bliză de ăsta încorporat, mi se pare că eu am început să tipăresc tot felul de anunțuri, să le înclei prin sat, le-am creșt pe primărie, mama a lucrat la primărie și le dezlichie de acolo, de atât că era rușine, că primarul nu știe ce spune despre faptul că acolo scrie fotograf profesionist. Și eu eram tare supărat pe mama din cauza asta, eu nu știu nici acum care era motivul, de fapt, știi, pentru că eu dacă eram locul ei, poate era să mă susțin pe mine, știi. După care eu ne-am dat seama că, de fapt, nu pot să fac nicio figă. De atâta că n-am un bliț, obiectivul pe care îl luasem era foarte întunicos și eu trebuia tot timpul să schimb din setări, de atâta pentru că la zoom are o diafragmă mai mică, la wide are o diafragmă mai mare și era foarte complicat. Până tata, în jumătate de an, mi-a cumpărat un bliț și după asta am început încet să lucrez, după asta am ieșit și în oraș și ascensiunea mea a fost tare lentă, adică foarte greu am crescut. Da, la un moment dat am început să înțeleg mai multe despre fotografie și despre cum trebuie să te promovezi, am început să mă simt mai liber printre oamenii pe care eu vreau să-i fotografiez și în momentul ăla altfel și oamenii, adică eu am înțeles de-a lungul timpului că e foarte important să oglindești omul, în sens că atunci când interacționezi cu un om, cu un client, de exemplu, e foarte important să-l oglindești și să fii ca dânsul. Și, sau dacă nu poți asta, să cauți oamenii ca tine, mai ales în fotografia de nuntă,
Eu cred că... Deci asta nu e așa, ai apăsat knopca și fotografia a ieșit ghinie. Nu e chiar așa, dar așa e de fapt la 3x4 fotografii, știi? Adică, dar domeniul meu, cel puțin în fotografiile pe care eu vreau să le livrez, nu e așa. Uh-huh. După care a fost, nu știu, nunta lui Lilu și asta a fost un foarte mare boom și Lilu cu nunta ei m-a ajutat foarte tare să cresc și eu le sunt foarte recunoscător pentru asta. Eu ți-mi minte că... Eu am avut până și vizualizări pe site, la mine site-ul nu ține în momentul în care eu am postat nunta. Da. În sens că eu, nunta lor cumva a avut un impact foarte mare asupra, asupra mea și a progresului meu. Dar voi sunteți prieteni sau ei te-au găsit cumva pe internet? Nu, atunci noi nu eram prieteni. Eu ți-am minte că Lilu, odată întâmplător, au filmat despre mine, eu aveam o emisiune despre vestimentație, despre fashion, uh-huh. Nu știu. Și ți-am minte că au filmat, nu știu, 5 minute, cred că, mai puțin, cred că, despre mine acolo într-o emisiune. Și după asta, știi că eu sunt fotograf și probabil așa, nu știu, eu... Aveam și portofoliu deja, în sens că eu aveam site, aveam tot ok, în sens că ei puteau cumva să-și dai seama dacă poți să aibă încredere în mine sau nu. Și a venit, noi am vorbit despre nunta lor și am lucrat. A fost o grămadă de fotografii acolo, foarte multe fotografii am făcut. Eu țin minte că îmi cumpărasem o cameră nouă și eram foarte entuziasmat, fotografiam atât de mult. Eram foarte băgășios. Da, tu ai menționat de, adică tu ai vorbit despre faptul că voi cam greu ați ajuns, nu greu, dar lung, mult ați ajuns la ceea ce sunteți azi. Nici nu voi, dar eu, pentru că eram singur. Da, ok. Da. Tu ai vrea ca asta să se întâmple mai repede? Adică în ideal? Sau dacă am eu cred că acum, eu dacă mă uit în trecut, îmi dau seama că putea să se întâmple mult mai repede. Nu știu, de exemplu, eu să-mi fi permis o cameră mai bună din start, știi? Ok, da. Eu să nu fi fost atât de complexat, știi? Adică eu s-a acționat mai mult, pentru că eu acum cred că dacă vrei să faci ceva, indiferent ce activitate vrei să faci, e foarte important să înțelegi că trebuie să acționezi tot timpul și nu aștepți momentul ideal pentru ca să faci acel lucru, știi? Uh-huh. Și acum eu asta înțeleg. Și dacă eu, la sigur, acum aș scurta de multe ori perioada în care eu am crescut. Ok. Fotografia, să înțeleg, pentru tine e full-time job. Asta e business, asta e ocupație, tu te trezești dimineața, te duci la oficiu, adică asta nu e la nivel de hobby. Nu, asta e deja de mulți ani. E full-time job. Noi, eu trebuia să fac asta, ca eu să reușesc să am portofoliu pe care l-am, să am o echipă, să noi să... Eu să fiu sigur că atunci când omul ne alege pe noi, noi suntem echipa... Ce mi-e potrivit echipă pentru evenimentul lor? Ca eu să fiu sigur de asta, eu avem nevoie că eu să fac strict asta și noi să devenim profesioniști strict pe segmentul ăsta. Și asta e... Ok. Dar tu, Iaca, când ai început să faci fotografii la nunți, asta... Cum a început, dar mă interesează dacă tu atunci știai că asta o să devină lucrul tău de zi cu zi. Nu știam. Eu am făcut, de fapt, și o facultate de arhitectură pe care n-am terminat. Eu cred că dacă luam o pauză de... o pauză de vreun an după liceu, eu cred că alegem, nu știu, poate alte direcții, poate mai mult spre fotografie, știi, poate, nu știu, poate plecam în România, poate la noi, la arte, mergeam, știi? Dar eu nu știam până de mult că eu o să fac doar fotografii și de foarte multe ori eu intru într-un fel de depresie, nu de lung timp, în care îmi dau seama, zic că mă mistui un gând dacă eu fac și trebuie pe lumea asta sau... Adică... Okay. Tare des erau situații în care eu eram într-un fel de... Disperare, cred că. Da, eu nu știu dacă disperare, dar momentul în care, în general, te compari cu alți fotografi din afară, e că eu sunt strict dispoziția pe o săptămână. Ok. E suficient că eu deschid site-ul sau Facebook-ul lui Jose Villa, un fotograf american, pare mi se cel mai scump fotograf din America și el face strict fine art-uri din nuntă, pe peliculă, fotografii. Dar fotografiile astea lui arată tare fain, tare super, nu știu, și la dânsul fiecare eveniment în stilul ăsta. El nu are fotografii de reportaj, de exemplu, eu foarte tare țin cont și
vreau ca oamenii pe care îi fotografiez să aibă în arhiva lor fotografii surprinse, încărcate cu emoții, știi? Uh-huh. José Villa nu are așa fotografii. Sau dacă le are, ele sunt foarte puține, ele sunt tare, tare regizate, de atât că el folosește peliculă, dar pe peliculă nu poți să-ți permiți viteza asta pe care noi avem pe digital, știi? Uh-huh. De el arată atât de super și eu nu-mi imaginez cum el are unul ca unul fiecare eveniment. Asta e atât de frumos. El are cărți scrise de dânsul în stilul lui, arată, nu știu, atâta de super și e suficient să mă uit acolo și după asta îți dau seama că da, eu și caut și fac, unde mă duc, care e direcția pe care eu o am, știi? Sau invers, dacă vreau să-mi fac dispoziții, trebuie să urmăresc pe alți fotografi, știi? Nu știu, la 3 din 9 și cauți fotografi profesioniști pentru multe. Da, sau așa, știi? Dar mai des invers întâmplă, știi? Adică ultima vreme și-al puțin. Înainte mai puțin încercam să mă inspir din afară, pentru că era și mai mult lucru. De exemplu, noi în 2014 am avut vreo 45 de nunți și pentru mine a fost foarte mare volum de lucru. După asta noi am decis că trebuie să schimbăm, pentru că noi așa nu o să putem să devenim creativi. Trebuie să ai în orice domeniu, eu cred că, o perioadă în care tu poți să faci un pas alături și să te uiți dacă tu să tragi niște concluzii din ceea ce faci. Eu cred că tu ești de acord. Da. Să zic că nu trebuie să te bagi până la fund și să faci, lucrezi și dai din coate și la final îți dai seama că, păi, dar stai, că eu cătare nu pe aici, dar eu pe aici trebuie să merg. Dar tu te consideri un artist? Pentru un fotograf din nuntă, întrebarea asta e tare greoaie, știi? Dar eu nu mă consider un artist la un nuntă în care eu fotografiez. Există doar o mică porțiune din nuntă în care eu pot să mă consider artist. Eu mai mult sunt fotograf documentar. În sens că eu fac fotografii documentar și eu cred că fotografiile astea sunt cele mai rezistente în timp. Uh-huh. Pentru mine e tare important că eu să le dau oamenilor fotografii care să fie la modă și peste vreo 20 de ani de la nunta lor. Și eu nu grezi despre haine, de exemplu, pentru că eu am când mă uit în fotografiile mamei sau în alte fotografii mai vechi de-a prietenii mele, de-a mamei prietenii mele, apoi stau și mă uit, dar pentru și chestia asta în cap? Și îmi dau seama că așa și o să se întâmple și cu fotografiile mele, dar eu tare vreau ca în fotografiile mele tot timpul să am o încărcătură emoțională, pentru că dacă tu te uiți într-o serie de fotografii și pe tine te fac să vrei să râzi, să plângi, să vibriezi, nu știu, să simți măcar o leacă și a fost atunci, eu cred că eu ne-am făcut treaba cum trebuie. Și nu mă consider artist, în sens că eu 90% din activitatea mea de fotograf, din unul ăsta e fotografii de reportaj sau fotografii documentar, când eu reușesc să trăiesc odată cu oamenii ăștia în nunta lor, să fiu acolo cu dânșii, să mă bucur odată cu dânșii, să plâng odată cu dânșii, dacă vrei, să râd odată cu dânșii. Și numai atunci eu sigur că eu o să am o serie de fotografii care la sigur o să le placă și lor. Pentru că dacă e invers, nu e același rezultat. Nu știu asta cum dintr-o parte pare, în general. Poate pare așa o istorioară, știi? Pare interesant. E doar te ascult, nu te întrerup. Știi, dar păi, eu mă gândesc câteodată că eu când spun asta, poate cineva să zice, tu, ce fac? Ce spui tu asta, știi? Dar eu am testat asta pe pielea mea. În momentul în care tu simți și tu poți să fii alături de oamenii ăștia și tu ești ok, adică noi suntem pe aceeași lungime de undă, glumele noastre sunt la fel. Eu fotografiez ceea ce vreau să fotografiez, dar nu neapărat ceea ce impun oamenii ăștia. De exemplu, dacă acum, nu știu, vine o mireasă și zici că Alex, eu tare vreau să ne faci o fotografie cu piciorul dezgolit pe roata limuzinii și neapărat să ne vadă jartieră, apoi eu nu o să mă simt, adică eu o să fac fotografia asta de atâta pentru că eu cumva, eu sunt prestator de servicii până la urmă, știi? Dar eu nu o să mă simt ghine la evenimentul lor, eu nu o să mă simt că eu asta vreau să fac, știi? Mm-hmm. Și în momentul ăla, rezultatul final nu e același ca și la un nunt în care eu trup și suflet sunt acolo și noi suntem pe aceeași undă, asta e tare important. Mm-hmm. Povestește-mi despre lucrările, despre fotografiile tale în afara, cumva în afara jobului tău de bază. Pentru că mi-ai povestit înainte de emisiune că tu mai faci și altceva.
Eu acum am puțin timp pentru ca să mai fac și altceva, dar din când în când mai fac fotografii pe peliculă. Cu toate că e greu la noi ca să developiez, de exemplu, o peliculă, destul de greu și nu există. Adică specialiști de pe timpuri, știi? Dar din când în când mai fac fotografii de peliculă, pe peliculă rar, dar fac. Pe lângă asta, uneori mai fac serii fotografice de suflet, știi? Sau pot să fotografiez oamenii mei dragi, știi? De exemplu, recent le-am fotografiat părinții mei. Eu le-am făcut un cadou, un album din fotografiile lor vechi, de la nunta lor, și le-am prins fotografiile într-un album și pe lângă asta le-am făcut și lor o serie de fotografii. Vreau tare să o fotografiez pe bunica, dar pe bunica e foarte greu să o prind, pentru că tot timpul nu vreau să fac fotografii, că e rușine. Eu tare aș fi vrut să am o serie de fotografii bune cu bunica mea, pentru că tare mult țin la dânsă. Dar, în general, eu când am început să fac fotografii, am făcut de toate. Eu am făcut toate genurile fotografice. În sens că eu am făcut și peisaj, am făcut și fotografii de studio, și portrete, eseu mai puțin am făcut. Dar, în mare parte, toate genurile am cuprins. După care am ales să fotografiez oameni, pentru că asta e cumva, nu știu, eu mă sunt mult mai bine alături de oamenii pe care îi fotografiez. În sens că eu am nevoie de comunicare, de interacțiune cu... Adică eu sunt un extrovert mai mult decât un introvert, știi? Și de asta e mult mai interesant să fotografiez oameni. Și eu totuși am ales să-i fotografiez în momentele lor fericite din viață, știi? Pentru că sunt fotografi pe care eu îi respect, apropo de la noi, sunt câțiva fotografi care au proiecte foto în care fotografiază oamenii în momentele lor destul de... triste a vieții, știi? Ok. Și eu nu știu dacă aș rezista să fac o serie de fotografii într-un spital, de exemplu, știi? Sau la o Transnistria, la o băbuță în care e foarte greu și ea de zi cu zi trăiește foarte greu, știi? Și asta cumva, proiectul ăsta sensibilizează societatea tare, știi? Oamenii din toată lumea ar putea fi interesați în fotografiile astea. Dar eu nu știu dacă aș rezista psihologic, știi? Să fotografiez oamenii în lumina așa ipostază. Pe viitor, cum vezi tu jobul tău, cu ce ai vrea să te ocupi? Scopul meu final e ca să devin un fotograf renumit internațional, fotograf de nuntă. S-ar putea la un moment dat eu să trec alături de nuntă, să iau alt gen fotografic. Dar până când eu mă văd pe mine în viitor, nu știu peste câți ani, eu tare aș fi vrut ca să devin un fotograf care să poată să împartă experiența lui și oamenii să vină să aibă și învăța de la mine ca fotograf și din nuntă inclusiv. Și ăsta e scopul meu final, știi? Acolo tind, ca lumea întreagă să cunoască că eu sunt fotograf bun și cumva să fiu un top fotografilor din nuntă. Ok. Noi luăm o scurtă pauză, revenim în câteva minute. Ne-am revenit. Pentru cei care au uitat, discutăm cu Alex Iordache. Vreau să-mi spui despre lucrurile de care tu te ocupi în afara jobului. Pentru că jobul tău e foarte creativ. Tu stai, în primul rând, stai la computer toată ziua, tu primești foarte multe informații vizuale. Asta bănuiesc că e o treime din an. Restul tu le lucrezi. În afara jobului, ce faci tu? Ce te preocupă? Unde mergi? Ultima vreme am hotărât să călătoresc. În sens că pe lângă faptul că jobul meu are și multe părți nu chiar atât de plăcute cum ar părea la prima vedere, el are foarte multe aturi de care eu sunt foarte bucuros. De exemplu, eu în 2014 și în 2015, da, în 2014 eu am avut vreo 12 călătorii, dintre care 9 au fost cu lucru. Okay. Adică eu am fotografiat în afară, perechi, nunți am avut. Și după asta, după experiența asta, eu am zis că eu trebuie mult mai mult să călătoresc, pentru că asta chiar te dezvoltă, crești atunci când călătorești. Asta e ca și cum ai citit cărți, știi? Și am ales un timp când eu nu lucrez sau eu să călătoresc. Noi avem programat câteva călătorii în timpul anului, mai mult decât eu înainte aveam, știi? Pe lângă asta, din când în când mă oblig să citesc.
Da, sport câteodată mai fac. Dar în mare parte eu cu fotografia, în sens că eu nu știu cum îs, de exemplu, prietena mea tot timpul se miră cum poate să-mi și dor de lucru, de exemplu. Adică eu pot, de exemplu, sacrific duminică, de când am început să mă întâlnesc cu dânsa. Mm-hmm. Păi, eu înainte lucram și sâmbătă și duminică. La mine nu era ție de lucru, de odihnă, eu să lucrez până la 5, adică nu exista așa ceva. Adică eu tot timpul eram la lucru, adică asta e, cumva faci parte din viața mea, știi? Și de multe ori noi aveam câteva mici certuri, știi? Și eu am hotărât că duminica, atunci când eu am liber, eu să fiu acasă, știi? Și se întâmplă momente când eu îi spun că eu, nu știu, că așa, nu-i doar să mă duc la lucru, nu-i doar să nu știu, să citesc articole de fotografii, să mă uit cum alți fotografi lucrează, să răsfoiesc cât mai multe fotografii pentru că să mai dezvolt, pentru că asta chiar e interesant, știi? Și în mare parte, în afara lucrurilor, eu cam asta fac. Încerc să mai citesc, mă oblig să citesc, uh-huh. Să mă oblig să fac sport, pentru că eu fac foarte puțin sport. Să călătoresc, să merg la părinți, în sens că cam asta, e lucruri foarte banale, știi? Adică nu e... Dar... Alte lucruri care ar fi, ele toate sunt legate de fotografie, știi? De exemplu, noi recent, asta două zile în urmă, noi am venit acasă la ora 2, de toate pentru că noi am găsit de la cineva să cumpărăm o Bronica Zenza, i-am publicat și pe Facebook. Și noi eram atât de entuziasmați de camera asta, că noi în oficiu toți eram și noi eram foarte entuziasmați, Mihai azi trebuie să developeze pelicula asta, că noi am făcut niște portrete pe dânsa. În sens că... Asta cumva faci parte nu din jobul meu de bază, știi? Asta e cumva hobby, știi? Doar eu nu o să fac fotografii de peliculă acum, da? Asta... Înțeles. Asta e foarte ciotca, eu ar zice. Eu tot așa zic, dar sunt momente când există bătăvuhă de asta, știi? Când există lucru pe care trebuie să-l faci de multe ori. Eu, de exemplu, editări de fotografii. Imaginează, noi la o nuntă eu am în jur de vreo 6.000 de fotografii produs brut. Și noi după asta, după ce vin și fac backup la tot, copii, structurez tot în calculator și pe harduri externe, după asta urmează și necomplicată partea meseriei mele. Asta e selecția de fotografii. Asta e, eu cred că asta probabil e cea mai responsabilă parte a meserii mele și ce mi-e grie, eu nu știu cum să-ți explic, e, noi, pentru că se întâmplă lucrurile mai ușor, eu am divizat în câteva părți. Noi, de exemplu, livrăm rezumate repede după nuntă. În sens că mai întâi de toate noi selectăm toată nunta. Selecția nu o trecem prin gusturile mele, în sens că eu încerc foarte puțin să trec selecția de fotografii de la o nuntă prin gusturile mele. N-ar fi corect să fac asta, știi? Noi avem niște parametri tehnici după care fotografiile trebuie să fie selectate. După care strâmtăm și mai tare selecția asta de fotografii și edităm selecția asta de fotografii, livrăm după care fotografii, din fotografiile astea, perechea pe care eu am fotografiat-o trebuie să-și aleagă fotografii pentru album și asta iar e selecție. Și eu am avut cazuri în care perechile, eu așteptam câte un an de zile că eu spunesc 100 de fotografii pentru album. Imaginează, dar asta e destul de complicat de fapt. E că dacă tu, e că, dacă eu ți-aș da ție 400 de fotografii de la nuntă, de exemplu. Noi ne vedem peste 2. Și după asta eu să te pun tu în calculator, să începi să tragi fotografii, să le pui într-o mapă ca să-mi dai 100 de fotografii care încap în albumul tău de nuntă. Și asta e destul de complicat. De asta noi am construit o platformă online care face asta. Dar asta e tot 50% noi am rezolvat problema asta. Pentru că oricum ține și de cum te organizezi să faci asta. Vrei să faci asta, te trage sufletul să faci fotografia asta. Sau ți-i pofic, de exemplu. Nu vrei chiar amul să faci asta, știi? Și asta cum crezi? Câte cupluri s-au dispărțit după ce trebuie eu să aleagă fotografie și să le trimită ție? Nu cred că s-a dispărțit niciun cuplu, dar... Dar cred că e destul de complicat relația în momentul selecției, știi, de fotografie. Intenționat așa. Da. Ok. Tu ai pomenit despre prietena ta cu care ai spus că ești de câți ani? De 2. De 2 ani. Da, dar de dânsa probabil de vreo... dintr-o întâia. În clasa întâia eram îndrăgostit de dânsa. Ok, ok. După care a fost vreo 11 ani. Ne reciproc. Uh-huh.
După care a fost o perioadă când noi am de acasă. Noi din același sat suntem. Mm-hmm. Am stat într-o bancă, după care m-am venit în oraș, a fost o perioadă de când nu ne-am văzut sau nu ne-am prea văzut, așa, după asta e că nu suntem de 2 ani împreună. Cât de important e relația asta în viața ta? Relația mea cu Tina e una foarte importantă și eu cred că s-au schimbat multe lucruri după și noi, de când suntem împreună. Cel puțin eu dorm la timp. Mm-hmm. Dar tu ai devenit mai bun? Mai calm. Mai calm. Mai calm, mai echilibrat, Oleg. În sens că... Cam asta. Ok. Cât de important este sexul în viața ta? Băi, pentru mine sexul e o parte foarte importantă în viața mea. Și eu cred că nu doar a mea. Există multe momente tensionate în activitatea mea, așa că sexul e un moment de relaxare pentru mine. Mm-hmm. Dar voi discutați despre sex? Pentru că mulți oameni nu discută. Și asta e, știi cum, se vede sau se simte ulterior. Noi vorbim despre sex la început mai puțin. Mm-hmm. Pentru că Tina e un pic mai rușinoasă. Dar lucrurile se schimbă și noi din ce și mai mult vorbim despre asta. În sens că eu tot cred că e important să vorbești despre lucrurile care nu-ți plac, sau prea tare îți plac, sau momentul când te oprești, sau să continui mai intens. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Da, comunicarea este importantă la toate aspectele. Tu ai spus că tu foarte tare ții la bunica. Eu vreau să te întreb ce relație ai cu familia ta, cu bunei, cu părinții, cu frați, surori, dacă ai. Mama mea, pe mine și pe sora mea, mi-a născut foarte greu pentru că ea are o problemă cu inima și noi am venit destul de greu pe lume. Și bunica mea a fost cea cu care eu am crescut o mare parte a copilăriei mele. Uh-huh. Eu bunica m-a învățat poezii, eu am început să vorbesc mai repede decât alți copii datorită bunicii mele. Bunica m-a învățat o grămadă de lucruri și eu de foarte multe ori mi-aduc aminte de bunica în tot felul de context. Da, există și părți negative. De exemplu, bunica mea tot timpul de când eram mic insista că noi trebuie să lucrăm, că noi trebuie să fim gospodari și noi nu trebuie să dormim mult. Și eu m-am convins că asta nu e adevărat. După o perioadă de timp, îmi dau seama că asta nu e adevărat. Poți fi gospodar și să dormi suficient. Deci nu e... Sau, de exemplu, faptul că lucrează atâta de mult. Bunica mea lucrează, eu poate că trebuie să iau exemplu ăsta de la bunica. Dar de multe ori, fără ca să calculeze, fără ca să-și dai seama că, de fapt, păpușoi și ea nu aduc atâta, adică e mult mai ușor să îi cumperi decât să faci asta ca să te simți în rând cu lumea, știi? Mm-hmm. Dar există și foarte multe lucruri pe care eu le-am învățat de la bunica. În sens că nici nu știu dacă aș putea să iei număr acum vreun, e o grămadă. Bunica e un exemplu pentru mine. Deci voi, tu cu familia ai o relație cumva strânsă. Voi sunteți și vorbiți și cumva sunteți în viața unor celorlalți. Acum mai puțin suntem. Poate eu ar trebui să schimb asta. Pentru că de fapt e din vina mea. Acum eu lucrez o grămadă, știi? Și de multe ori poate că și-aș avea timp să mă duc, știi? Dar nu fac asta. Nu, poate... Ia că tu m-ai pus pe gânduri. Dar trebuie mai mult să merg acasă, să mă văd cu ei mei. Eu mă duc des acasă, dar nu stau chiar atât de mult, știi? Poate ar trebui mai mult timp să acord. Acolo lor. Tu ai spus că tu ai terminat, n-ai terminat de fapt, că tu ai frecventat facultatea de arhitectură și tu te ocupi de fotografie și probabil vezi lucrurile un pic altfel decât le văd toți ceilalți. Cum vezi tu orașul Chișinău? Dacă ție îți place aici și dacă nu, de ce? Și dacă da, de ce? Întrebarea asta e
tare dureroasă. Dar mi îmi place orașul Chișinău pentru că oameni. Okay. Pentru că există oameni de care eu m-aș despărți cu greu. Dar dacă să scoatem oamenii și să-i mutăm într-un alt oraș, atunci eu m-aș simți mult mai bine acolo, probabil. Dacă n-ar exista atâtea probleme de care avem noi parte în Chișinău. Mm-hmm. Dar eu nici nu cred că e nevoie să mai vorbesc despre problemele care sunt la noi, pentru că... Eu cred că noi, cât mai mult o să vorbim, cu atât mai bine o să facem. Eu cred pentru că oamenii... trebuie să acționăm cumva decât mm-hmm. să vorbim. Asta e părerea mea, știi? Dar... nu știu, eu... Te uiți la volan. Eu cândva... Eu mergeam în troleu. Mm-hmm. Eram în urma troleului, să nu-i spun, în fundul troleului. Și tot timpul mă uitam în exterior și mă gândeam... când o să vină timpul să am și eu o mașină, să nu trebuiască să depind de traficul ăsta infernal și de... mai ales de microbuzele noastre din Chișinău, știi? Și am depins și mai tare, da? Și a venit momentul în care eu să-mi cumpăr o mașină. Cu greu, eu credeam că asta o să fie un vis irealizabil. Și mi-am cumpărat o mașină. Și mi-am dat seama că eu... la mine s-a micșorat, poate, cumva, stresul pe care eu l-aveam, știi? Dar oricum el există de atâta pentru că există microbuze, pentru că există, nu știu, ambuteiaje, oameni care sunt irresponsabili, sparchează aiurea, nu se mai gândesc la cel de alături, nu există cultura asta între noi, nu dau voie să treacă troleu în față, din cauza, dar și ele sunt legate în lanț unul de altul, drumurile sunt rele, din cauza asta tot se întâmplă toate lucrurile astea în oraș. Și eu sigur că dacă s-ar rezolva problema în oraș, problemele cu drumurile noastre, cu microbuzele, orașul nostru s-ar schimba foarte mult. În sens că eu nu mai vorbesc despre alte probleme care noi le aveam, știi? Mm-hmm. Decât dacă asta s-ar întâmpla, eu nu cred că asta e atât de complicat, știi? Eu nu cred că e chiar atât de greu, știi, să schimbi asta. Primăria crede altfel. Da, părerile voastre după încet. Despre echipa ta vreau să-mi povestești. Tu ești boss acolo, da? Adică asta e lumea care lucrează pentru tine. Mă interesează ce fel de relație vă aveți în companie, cum tu, după ce principii tu alegi oamenii care lucrează cu tine, la tine. Eu nu am un model neapărat de oameni pe care e, adică eu n-am făcut castinguri, adică oamenii să vină la interviuri și să spună că să-mi arate un CV, eu nu cred în CV-uri și eu nu vreau să fiu boss în companie, în sens că eu vreau să fiu un lider pe care oamenii ăștia din echipă mă urmează, pentru că dacă nu se întâmplă asta, atunci nu mai poți să mai fii nici boss. Trebuie cumva să fii tot timpul mai sus și mai... adică de asta în orice grup ușor se simte atunci când există un lider, știi? Uh-huh. Noi în echipă suntem toți prieteni. Da, există momente în care eu îmi permit să fiu mai tăios, în momentele în care să fac gafe sau... dar noi nu suntem o echipă mare, noi suntem 6 oameni în echipă și fiecare știe locul lui în echipă și eu foarte tare cred în profesionalism și în oamenii care își au direcții și fac asta bine pe linia asta. Că poate eu greșesc, dar eu din toată activitatea și din toată viața mea am înțeles că doar așa poți devii profesionist, știi, să-ți iei singur lucru. Și eu am înțeles că în echipă ai nevoie de oameni care fac un anumit lucru și la noi eu vreau ca... noi avem încă de multe decizii alată, știi? Dar echipa mea e un fel de mecanism care produce fotografii și are început și sfârșit și workflow-ul nostru e structurat în așa mod că noi să fim eficienți și că noi să nu chinuim pe nimeni și nici pe noi să nu ne chinuim. Asta e important. În 2 săptămâni sunt alegeri prezidențiale. Tu ai să mergi la vot și dacă da, ai pe cine vota? Eu o să merg la vot. Și o să merg și a doua oară dacă e nevoie la vot. Și eu am un candidat pentru care vreau să votez.
trebuie să-l descriu? Nu neapărat. Adică nu, sigur că nu. Asta e, știi cum, chestie personală de-a ta. Dar poți să spui dacă ai încredere în omul ăsta sau dacă vrei să vezi ce o să se primească, dacă tu ai să-i dai votul. Omul ăsta pe care eu vreau să-l votez a demonstrat de-a lungul activității lui că poate să schimbe anumite lucruri radical, chiar dacă o mare parte a populației nu sunt de acord cu asta din careva motive. Și de asta eu nu am încredere totală în omul ăsta, dar eu știu că am văzut lucruri pe care au reușit să le schimbe, chiar dacă cuiva ar putea să nu-i placă asta din motive infantile, de fapt, dar eu știu sigur că în mare parte toți sunt de acord că schimbarea asta a fost spre bine. Și a fost o schimbare mare, radicală și asta ar aduce lucruri bune pentru societatea noastră. Ok. În 10-15 ani, tu te vezi în Moldova? Eu de câțiva ani nu mă văd în Moldova, dar De fiecare dată încerc să-mi insuflu că noi suntem Moldova și noi trebuie să schimbăm lucrurile, știi? Și eu vreau să spun că eu sunt de părerea că în toate țările lumii conducerea f***ului oamenii. Și dacă e așa, atunci, nu știu, cel puțin eu în Moldova, ca fotograf, pot să-mi permit să trăiesc decent. Eu nu pot să-mi permit să-mi cumpăr o casă mâine. Dar eu știu că pot să mănânc normal, să călătoriesc, să citesc și vreau, știi? Și până când, pentru mine asta e suficient, știi? Dacă eu o să am, nu știu, aspirații mult prea mari, nu știu, atunci probabil ar trebui să fug de aici. Există multe motive din care multă lume ar fugi din Moldova, dar există la fel de multe motive pentru care eu aș rămâne acasă. Pentru că e acasă. Ești patriot? Nu. Eu nu cred. Adică cum, eu cred că nu trebuie să existe granițe. Ok. Vreau să-mi spui dacă am la etapa asta din viața ta, tu te simți împlinit și dacă ești fericit. Da. Eu mă simt fericit. Nu tot timpul. Tot timpul ar fi strani. Da, dar eu simt că des simt că eu fac ceea ce trebuie și asta e cumva probabil menirea mea pe pământul ăsta. Mulțumesc frumos pentru răspunsuri. Eu mai am 5, o rubrică de 5 întrebări suspecte la care am să te rog să răspunzi repede și sincer. Dacă ai fotografiat vreodată evenimentul unui politician? Da. Ai dat vreodată muzica în căști mai încet pentru că îți era incomod ca cei din jurul tău să audă ce asculti tu de fapt? Da, dar nu din cauza că mi-era incomod. Nu din cauza că mi-era incomod că să asculte ceea ce ascult eu, dar din cauza că mi-era incomod că deranjez. Ok. Hainele ți le calci? Și dacă da, singur sau nu? Da, dar nu-mi place să fac asta. Ai dat mită vreodată? Da. Cât de des te masturbezi? Mediu. Ok. Mediu, poniatea răstijimă, dar noi lăsăm asta să decide telespectatorii noștri. Eu îți mulțumesc frumos pentru că ai venit la emisiune, mi-a fost plăcut, interesant, sper că și ție și noi neapărat o să ne vedem, eu promit, la bere. Mulțumesc, Iliuha, pentru invitație. Mersi. Ne vedem săptămâna viitoare cu un alt interviu, să aveți o seară frumoasă. La revedere!